este Alexandru Grosu, am 27 de ani și vin de județul Iași. Povestea mea începe în felul următor. Am fost abandonat la 1,8 kg, prematur. Am stat în mai multe centre de plasament. Pe la 16 ani am descoperit un talent, să cânt. Nu știam despre muzică, nu știam ce înseamnă un microfon, ce înseamnă un portativ. Și mi-aduc aminte că i-am spus doamnei profesoare, am zis că vreau să cânt. Și doamna profesoară mi-a zis în felul următor, ok, cântă ce vrei tu, cântă ceva. Și am început să cânt un cântec, i-a plăcut foarte mult. Am coborât de pe scenă și mi-a zis doamna profesoară, tu vei ajunge un om mare. Salut! Bună seara! Cum te numești? Alexandru Grosu. Am vârsta de 27 de ani și vin din județul Iași. Ce ți-ai propus să ne prezinți astăzi? Pasiunea ta? Da, pasiunea mea, da. Visează, du-ne și pe noi în visul tău. Succes! Mulțumesc! Grădină, casei mei, e cuva cul care cântă și pe frunze și pe vânt, care-ți spune să-ți înfruntea dreaptă tot mereu, care-ți spune să fiu mândru cum e. Grădina casei mele e copacul care spune să fiu mândru cum e el. Simt în brațe lemnul tare și să-ți sărut mereu, și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu copacul de semnalt în grădina mea, încărcat de roade și de noapte grea. Am încercat dușman să culci la okay, prea mult vibrato, prea mult. Și să știe ce nu chiar copacul de se-nalță în grădina mea, amețit de soare și de noapte grea. Auzi, copac, e trup din trupul țării sfânt și o privești pe pământ, copacul. Mulțumesc, am avut mare emoții. Băi, s-a simțit. Mi s-a părut interesant pe alocuri, știi? Am zis, ia, are vibrato ăla frumos de început, dar parcă a fost prea mult, trebuie să-l controlezi, știi? Știi la ce mă refer? Da. Pentru da. Karaoke chiar a sunat foarte bine. Pentru românii au talent, cred că se putea mult mai bine. Da. Dar știu că ai avut și emoții și... Da, și emoții v-am spus că nu am studiat, nu... Adică doar îmi place problema. Să... Asta se simte din suflet. Foarte frumos. Uh-huh. Florin? Eu sunt sigur că poți cânta. Numai că nu e o mare fandosală, după părerea mea, să vii la România au talent dacă asta te sperie sau te îngreunează în plus. Nu trebuie să cânti nici mai tare, nici mai puțin, nici mai mult, nici mai emoționat, nici mai nimic. Trebuie să cânti atâta tot, simplu și direct, și fără o sarcină în plus. Cam asta este treaba. Ai un verdict, Florin? De ce mă întreb tocmai pe mine? Vrei să începem noi? Nu, vreau să-i dau da. Mulțumesc. Andy? Astăzi e nu, îmi pare rău. Mulțumesc. Alexandra? Astăzi este nu și din partea mea. Mulțumesc. Alexandru e un nu și de la mine, îmi pare Mulțumesc. Rău. O pregătesc mai bine neapărat. Și la Dacă tu înveți ceva din acest nu, eu sunt... Da.
fericită că tu ai înțeles că eu vreau de fapt să te încurajez. Vreau să revii în sezonul următor și să vedem o evoluție. Mulțumesc. Ce zici? Și noi. Hai, te așteptăm. Cu drag, seară frumoasă. Mulțumim, Alexandru. Bravo.